placa. Vrei și microfon? Da, acum... Apasă pe buton. Alo. Trebuie să apeși pe buton. Care? Pe ăsta? Acela, aha. 1. E bine. Unul cu mască și cu ochelari de soare. Putem începe înregistrarea. Deci, pentru cei care nu mă cunosc sau urmează să mă desconspire Oleg luându-mi această mască, da? Și acești ochelari. Păi suntem în pandemie. Acești ochelari de pe ochi. Salutare tuturor! Uitați, astăzi este duminică, data 24 ianuarie 2021, ca să spun și data și anul, deci eu am venit ca de fiecare dată la microfonul liber. În grădina publică, Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru ce am venit eu astăzi aici, o să le fie interesant tuturor. Dacă mai prins Oleg din cap până în picioare, vreau să le prezint, vreau să spun că tuturor, cum arată de fapt forțele terestre. Eu am o maieu acasă, scrie Air Force. Acum asta este Terra Force și de ce spun că am să vin cu aceste noțiuni introductive, nu că chipiu, nu că acest fular care l-am eu, că de la acest fular vreau să spun că am avut un chipiu și într-adevăr chipiul acela era dotat cu videocameră și l-am dat la spălat ca să-i fac publicitate, cred că o să... Și aduc aminte cineva care are chipiu asemenea fular, ele au fost împreună. Ce vreau să remarc astăzi? Deci noi am fost și am făcut acele 3 interviuri la Inspectoratul Poliției Ciocana. Asta s-a întâmplat pe data de 21 ianuarie, chiar de ziua fiului Fediuș Mădălin. De ce am adus la cunoștință, de ce eu acceptat Oleg Bregă ca să vină și eu i-am mulțumit la cea panoramă de la Maria Drăgan. Uite, este cel mai iubit dintre pământeni Oleg Bregă și cum spun mulți, este inamicul numărul 1. Deci uitați, eu arăt exact dotat și echipat, buzunare laterale, acea, cum îi spunem noi, jaletcă, stănuți, cheptari, cum spune la țară, da? Am spus în unele interviuri în partea cealaltă când eram, că e de la Renato Usat. Nu e de la Renato, asta mi-aparține personal mie, dar vreau să menționez doar un singur lucru pentru toți polițiștii din Republica Moldova care și-au ales asemenea statut, asemenea domeniu de activitate, că eu nu-i voi lăsa nici de cum în pace pentru toate acțiunile și fără de legile care ei le comit împotriva cetățenilor Republicii Moldova și în special către cetățanul Igor Fediuș. De ce? Noi când am intrat la Inspectorat de Poliție, dumneavoastră ați văzut personal și toți acei care ați dat clasuri, ați comentat, vreau să spun că fiecare după capacitatea intelectuală care o are și după mintea, că eu am spus de fiecare dată că mintea este cea mai puternică arma omului și nu numai, dar este și cea mai mare bogăție pe care o are. Deci mintea nu poți să o iei nimeni, asta să fie clar, că-i băgați voi la pușcărie, că le faceți voi dosare, încă și mai tare îi faceți, încă și mai puternici. De ce spun toate aceste lucruri? Și am să atrag o atenție deosebită la cel Iurie Vacarciuc, Igor Deaconu, Valeriu Tampei, Vasile Gulea, acelui ministru care a fost de interne, înțelegeți cum îi spun eu, tăți pălisos, da? Da? Așa. Nu contează acum cine-i face interimatul. Eu am solicitat audiență pentru a veni și a arăta într-adevăr mai mult ca atât la Procuratura Generală a Republicii Moldova Alexandru Stoianoglu, Consiliul Superior al Procurorilor și tot așa mai departe, pe acțiunile ilegale al procurorilor Igor Popa și tot așa mai departe. Deci eu insist în continuare în grădina publică Ștefan cel Mare, să fie întreprinsă măsuri de atragere la răspundere cu toți acești, ca să nu-i numim noi într-un termen că spun că i-am jignit și nu știu ce, dar licheia societății, ei s-o lichide asemenea instituții, ca râia. Cum se spune în termeni ecologici, ei sunt ca niște lichei, înțelegeți? Dar nu știu care este beneficiul și aportul lor în societate. Deci, acel Iurie Vacarciuc, el a venit acolo și... dăruie zâmbete. L-a văzut pe Bregă, pe dânsul l-a umplat râsul. Și spunea că n-aveți dreptul, știți, filmați aici, că n-aveți dreptul să puneți... Eu chiar am să te rog, Oleg, și am să transmit acea înregistrare din data 23 decembrie cu acel Iurie Vacarciuc, să o postez, să o asculte toți internauții, să vadă cum discută el față de cameramanul de la TV8 și către mine și tot așa mai departe. Deci ei, vreau să spun că nu numai că îmblă deja câte trei, unul știe a citi, altul a pune întrebări și altul a răspunde, dar mai iau și cameraman, este și a patrulea deja care filmează. De asta ați văzut, au venit pe din spate, că ei aveau cameră frontală și ne filma destul de clar ce facem noi și pentru ce am venit. I-am pus întrebări scurt, clar și la subiect. Aveți un răspuns clar pentru cetățeanul Igor Fediuș? Deoarece sunt 10 luni de zile de la atentatul cu umor din sectorul Ciocana, strada Omelescu, Spătarul 9. Nu! El a început să-mi spune mie că n-aveți dreptul. O suce, el de strâmb. El a gândit că el acolo a venit, știți cum spune, să ne tragă nouă, știți, de timp sau să ne duc cumva. Eu i-am spus din start, când coboară, să fie echipat și dotat cu tot. Ce-au făcut? L-a trimis pe cealalt care a venit, el pe civil acolo. Poate l-a găsit imediat pe 3 din nou, cine și-a luat o cameră și-a filmat cel prin spate. Băi, rușine, încă o dată, celui ministru de interimar, care el îi face interimatul lui Voicu, da? La acel pașa pălisos, cum îi spun eu toți, Pavel Voicu, da? Să fie clar. Uitați cum trebuie să arăt, vreau să spun că un agent de informații, un detectiv, priviți la mine, de sus până în picioare, este dotat din toate punctele de vedere, mai mult ca atât este și cu legislația în vigoare din toate punctele, cum m-am referit eu, legislative. Și când am spus Constituția Republicii Moldova, eu am arătat-o și am spus-o de fiecare dată. Aceasta este legea supremă a statului și a societății. Nici o altă lege nu poate fi mai presus decât Constituția Republicii Moldova. Deci, încheiind acest mesaj scurt, încă o dată rușine tuturor celor care în continuare promovează grupări criminale. Vreau să spun că polițiști sunt acoperire, deoarece eu am primit în urma acelor interviuri careva mesaje și cineva scrie, da, au fost doi derbedei din poliție și unul are care, nu știu cum, eu nu știu, să deschid și să-l citesc exact așa cum l-a scris. Văd că tot se referă la atentat? La atentat, da. Tot sub anonimate, deoarece noi am fost a treilea interviu care l-am făcut. L-am făcut exact în locul unde a avut loc atentatul. Ce vreau să vă spun și menționez, că eu în continuare lucrez cu persoane sub acoperire, fie că-s criminaliști, fie că-s foști colaboratori, cât din poliție, cât din SIS, că-s foști colegi de-a mii de studii, că-s psihologi. Vreau să spun că lucrurile au, vreau să spun că o intensitate destul de mare. Și atunci eu i-am spus clar la acel Iurie Vacarciuc, locul lui este la P13 și la Steie. Și ale ei ești pe Deaconu să-i scrii scrisori. Dar poate cine știe, tot dintre voi traduc telefoane acolo. Întream și vă facem live-uri în direct. Și nu vreau decât cei care sunt în asemenea instituții în teritoriu, Inspectoratul de Poliție Ungheni. Igor Fediuș este oricând la datorie, a fost în teritoriu în sat, pentru a verifica cutia poștală. Nimeni nu s-a apropiat de mine să-mi transmită careva corespondență. Mai mult ca atât, eu anterior a murit unul, era în mahal acolo, el imediat, de fapt doi. Imediat, când apăream acasă, dădeau informații la poliție, înțelegeți că el a venit. Și alerga un cioban acolo, el amul îi da voie, un căruțaș, văd că l-a arat pe la știri, în Ploiești, îi grăunți pe la rezervația natural-științifică Plaiul Fagului, de-a lui Milu Ienache. Femeia se era poștăriță și de-am era noaptea, zici, du și-i duc scrisorile lui Igor. Băi, n-a reușit odată, erau orele 10 noaptea, 22. Mă dezbrăcam de un crac la pantaloni, rămăsesc, să nu mă aud strigând la poartă. Băi, Igore, băi, Igore, ce să-i faci? Dacă o strigata și din poliție, băi, Igor, ce mai faci cu ăsta din sat? Zic, și ia că aveați niște scrisori. Zic, stai că am ușiez. Băi, când au început fugea și ala cu scrisori, era cam glod, nu știu. O dus scrisorile murdare de glod înapoi la poștă. Eu vă spun încă o dată, adresa de corespondență cetățeanului Igor Fediuș este municipiul Chișinău. La Rădenii Vechi este viza de reședință. Cum spun toți în rusă, propiscă, da? Locul de trai temporar la moment este municipiul Chișinău. Eu cu mare drag v-am lăsat adresa, v-am lăsat număr de telefon și am spus că aștept să primesc toate informațiile ce ține de măsurile care voi le întreprindeți asupra atragerii la răspundere celor care au comis ilegalități. Uitați, eu am deschis, între timp cât am discutat, am sărit în fața camerei Deci este iarăși la fel un profil care S-E-O mare, A mare, eu n-am să-i dau citire că e într-o asta, are o siglă și scrie clar, da, au fost doi derbedei din poliție și un șarlatan de a lor. Deci clar lucrurile dau în continuare niște răspunsuri și eu am spus că timpul este cel mai bun învățător și o să vă învețe și pe voi cei din poliție, nu e exclus că atrag o atenție și un semnal de alarmă că Bregă a spus, dar ce poate să întreprindă Maia Sandu? Mulți poate să întreprindă Maia Sandu. Ca președinte a statului, și cum este scris în Constituție, șeful statului, da? Excelența sa, uitați, președinție, acolo, în coronatul, porțile deschise, pot să merg cu această boxă, coleg Bregă, și dau interviuri direct de pe scările președinției. Mie i-au spus că e liber, prahadnoi dvor, știți? Ia ca poftim. Avem toate posibilitățile de a merge și de a declara președintelui țării să întreprindă măsuri de a-și numi în echipa sa de consilieri, de sfătuitori, cum se spune, da? Consultanți, persoane echilibrate, integri, care nu au fost pătate, implicate în fraude și în diferite șmecherii. Cam asta e ceea ce ține de poliție, ceea ce ține vreau de aici, lanț de aici, din Parlament, cum le-am spus eu, poițica asta de aici, dacă ei se bat ca cu coșul, eu așa le-am spus pe atunci, da? Parlamentul, că tipurile președinției ei, știți, au asemănat-o cu lumnare care arde în fața unei cărți. Și cartea asta e deschisă și eu mai lua foc când pe data de 7 aprilie, da? În 2009. Și mie mi se pare că paginile ei, având asemenea, nu știu cum să spun, imbecili, care ei nu gândesc cu capul, dar vin în mandate repetate și să țin, uitați-a, că de curiatnicul este.